Astăzi vom discuta despre cea mai puternică învățătură biblică și cea mai iertare. Și cea mai grea, nu? Să ierți de 70 de ori câte 7. Iată, mă și încurc, dar pe ei să mai pun și în practică. Ce înseamnă aceste cuvinte prostite de Mântuitorul Iisus Hristos? Ne va spune astăzi Părintele. Sărut mâna! Ar trebui... Subiectul este foarte vast. Închipuiți-vă că avem un imens sul de pânză albă pe care l-am putea întinde pe 1 kilometru. Și aș folosi o expresie din Sfântul Petru Damaschin. El o folosește într-o altă formă, eu o voi folosi într-o altă formă. Spune Sfântul Petru Damaschin că dacă apa mării ar fi cerneală și cerul pergament, nu pot scrie totul despre taina întrupării și Sfânta Liturghie. Atât de mare e taina creștinătății. Așa aș spune eu, dacă ar fi cerul pergament și să iei apa mării ca cerneală, nu termin niciodată de scris totul despre iertare. Gândiți-vă că de la căderea lui Adam din Rai și până când noi facem această emisiune, păcatele noastre sunt nenumărate și toate depind numai și numai de mila lui Dumnezeu. Totul este legat doar de iertare. Mii și mii de greșeli pe care Dumnezeu le absolvă și le trece cu vederea și le dezleagă. Plecăm de la ceea ce spune Mântuitorul Apostolilor. Luați Duh Sfânt și a suflat asupra lor, chiar a suflat Duh Sfânt și a spus așa, cărora le veți lega, păcatele legate vor fi și cărora veți dezlega, dezlegate vor fi. Cuvântul dezlegate, iertate. Și să luăm două exemple. Întâi îl luăm pe Isaac Siru, unul din mari, așa spune, împăratul cuvintelor duhovnicești. Să fii iute la iertare ca peștele, ați văzut cum mergi peștele cu apă, nici nu-l vezi, și iute la mânie ca melcul, adică să nu te mâni niciodată. Adică orice păcat s-ar întâmpla, să ai capacitatea să-l poți ierta. Ne ducem tot la Mântuitorul Iisus Hristos. Întâi vreau să aduc argumentele mari, că dacă nu aducem argumentele mari, eu nu știu, m-am învățat, e stilul meu psihologic de a gândi, mă gândesc tot timpul la cărcotașii care ar răstălmăci un răspuns. Chiar în timpul și când țin o predică, îi caut un contraargument ca să mai aibă un contrafiș, să nu poată fi doborit. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu veți ierta păcatele voastre, nici Tatăl vostru cel din cer nu, semenilor voștri, nici Tatăl vostru cel din cer nu va ierta păcatele voastre. Dacă luăm rugăciunea domnească, Tatăl nostru spune așa, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aceasta mi se pare cea mai mare hulă pe care noi de 2000 de ani o uzităm în rugăciunea personală. Zi de zi. Permanent, seara, dimineața, când ne culcăm, când ne sculăm, și pe care nu o respectăm, pe care o aducem lui Dumnezeu ca insultă. De ce? Plecând de la persoana mea ca om și cu toată lumea care suntem, vine David și ne spune, păcatul meu înaintea mea este pururea, fără de legea mea eu o cunosc, fără nicio îndoială. Și tot David spune, Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. De ce? O zi de-ar fi viața omului, nu-i fără de păcat. Și iarăși spune Mântuitorul Iisus Hristos, iertați și se va ierta vouă. Când stați de vă rugați, iertați ce aveți împotriva cuiva. Căci dacă voi veți ierta greșiților voștri și Tatăl vostru va ierta vouă greșalile voastre. Rugăciunea voastră nu va fi într-un păcat. Deci, taina aceasta a iertării este foarte, 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 foarte vastă. Și mergem de la următoarele chestiuni. Plecăm de, să o luăm din temelie. Spun unii filozofi, că noi nu stăm să contrazicem. Fiecare om are gândirea lui, percepția lui, Dumnezeu a pus omul liber în mâna sfatului său. Unul poate să spună că Dumnezeu e alb, unul poate să spune că Dumnezeu e verde, unul poate să spune că e rău, altul poate să spune că e bun, altul că există, altul că nu există. El este o realitate inconfundabilă și indispensabilă. Deci nu ne întreabă pe noi ce vrem sau ce nu ne convine. El ne veghează. Necondiționat. Se uită la noi cum ne uităm noi într-o tablă de șah și mutăm o piesă din stânga în dreapta. Dar nu ne mută fără voia noastră, cu acordul gândirii noastre. Și merg la următorul lucru. Când a văzut greșeala omului Adam în rai, ce a spus? Tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. S-a gândit la o formă de iertare foarte îndelungă, care cât a durat axa timpului. De la ieșirea din rai până la anul 5508, când în vremea lui Chiriniu, când Arherau domnea Iudeia, s-a născut Iisus Hristos la Betleem, Mântuitorul lumii, Cel care a putut lua păcatele lumii. Iată Mielul Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, iertarea supremă. Și cum sună iertarea supremă? Vedeți, aici avem adeseori controverse cu mari filozofi ai timpului. Nu știu, ori eu sunt câteodată ușor tâmpițel, în sensul că mi se par lucruri foarte simple, dar constat că unii citesc prin cărțile astea bisericești și complică lucrurile încercând ei să explice niște chestii care nu le înțeleg. Dar ele sunt atât de simple. Sincer acum spun lucrul ăsta, eu când citesc o carte de asta, mi-e și rușine ce citesc. Că știu că 80% de acolo cred că nu pot împlini. Adică știu, cunosc și fac pe dos. Și care e iertarea supremă? Hai să o căutăm împreună. Urmărești 3 ani și jumătate de activitate mesianică, trecând prin sate, vindeca bolnavii, ciungii, orbii, ologii, izgonea duhurile, hrănește popoare în pustie, învie morți, face toate. Poporul îl răstignește, îl târi, trecem peste toată durerea calvarului, că nu ăsta e subiectul, și ajungem pe Golgota. Îl întind cu mâinile pe cruci, îi bat cuile în mâini, ridică crucea în picioare. Și Iisus ce spune? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De asta îi spune lui Petru, că de acolo este întrebarea temei noastre. Ce înseamnă să ierți de 70 de ori câte 7? Vine Petru la Mântuitorul și pune și el o întrebare, se pare interesant. Petru era omul practic, omul care a trecut prin viață, prin familie, a zis că nu întâmplător povestește și de soacra lui. Putea să fie și evlavioasă, putea să fie și o femeie severă. Iisus o vindecă de friguri meritate, deci avea o credință. Adeseori, dacă o stat la casa lui Petru, sigur o primi și un pahar de apă, sigur s-a adunat oamenii și mai și învăța cuvântul lui Dumnezeu. Că s-ar părea că atunci când o trecut prin acoperișul casei, chiar la Petru s-ar fi întâmplat aia cu slăbănogul la Capernaum. Acolo e statul lui Petru. Și vine Petru, Doamne, dacă fratele meu mi-a greșit de 7 ori și eu îl iert-i bine? Și Mântuitorul dă capacitatea infinitului. De 70 de ori câte 7 trebuie să ierți. Adică, de când răsare soarele și până când asfințește soarele. Și avem câteva chestiuni în psalmi. Cele ce ziua greșiți, în așternuturile voastre vă căiți. Iarăși spune, ajunge zilei răutatea ei. Adică tu să nu pleci cu mânia de azi pentru cea de mâine. Și când spun lucrul ăsta, vă spun, am și eu și prieteni și dușmani. Nu-s dușmanii mei, ei se consideră dușmanii mei. Pentru că mie oricine mi-au vorbit și m-au abordat, nu-i genul meu să port ranchiune sau dușmanii. Dar dacă nu mi-a plăcut un om sau nu l-am simpatizat sau mi-a făcut un rău care nu l-am putut trece ușor cu vederea, însă așa, bă, te-am iertat, dar am luat o pildă din Pateric pe care aș vrea să o respect pentru liniștea mea. Merge cineva la Sfântul Arsenie cel Mare și zice așa, a, v-am dai un cuvânt de folos? Și o zice, ești sigur că îl poți face? Dacă mi-l spui, îți promit că îl fac, dacă mi-ai promis să-l spun. Unii auzi de Arsenie, fugi în cealaltă parte. Adică nu mă deranja.